Spectacol de colinde la Căminul Cultural din Comuna Ponoarele. Copiii comunei care s-au remarcat la concursurile la care au participat, dar nu numai, au organizat un spectacol de colinde pentru locuitorii din sat. Aceștia au cântat și au dansat pentru a anunța marea bucurie de care vor avea parte creștinii prin nașterea lui Isus. Sala Căminului Cultural din Comuna Ponoarele a răsunat de colinde și cântece populare. Copiii din comună au organizat un spectacol pentru localnici. Pentru truda lor, aceștia au primit daruri din partea reprezentanților primăriei. La Căminului Cultural, începând cu orele 16, au participat toți copiii cu vârstele de la 0 la 16 ani, împreună cu părinții și bunicii, la un spectacol dedicat în cinstea sărbătorilor de iarnă. Tradițiile zonei sunt duse mai departe de către copiii satului, care participă de obicei la numeroase concursuri de folclor. Noi suntem o comună care ne mândrim cu păstrarea tradițiilor, privind portul, costumul popular, privind cântecul și obiceiurile populare. După această manifestare a urmat dansuri populare și horă populară care s-a întins până târziu în noapte. De spectacol s-au bucurat toți locuitorii comunei, indiferent de vârstă.